Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro. Stimați antreprenori, suma tuturor respectelor, eu sunt Doru Crăciun, iar împreună suntem la episodul cu numărul 120. Pontul nostru, câștigul vostru. De parcă nu era suficient că ne-au dat acest cancer de Roland Garros, acum mai vin peste noi și meciurile echipelor naționale. Și dacă am zis, mă, dacă e bal, atunci bal să fie. Am pregătit un episod special, toate biletele din acest episod cu numărul 120 le-am jucat în cotă de peste 6. Câte 100 de lei pe fiecare bilet, un singur bilet dacă mi este câștigător, atunci ies la banii mei. Dacă prind încă unul, orice bilet în plus câștigat de la 2 în plus, înseamnă profit garantat. N-am stat să mă joc în cote 2, cote 3. Adică vă întreb acum serios pe dumneavoastră, ați juca o cotă 2 pe Muntenegru, România, într-o combinație cu Italia, Germania? Ce să joci pe astfel de meciuri? Ai juca mulți bani pe un Olanda în deplasare la Belgia? Niciodată. Niciodată. N-ai cum să faci cote 2 din astfel de meciuri. Te muți la basket riscant. Pe acolo niște rezultate care nu mai au nici măcar o logică. Te duci la tenis, pierde Alcaraz și Djokovic în acea zi, dacă pareai pe Zverev și pe Nadal, erai as. Despre asta zic, se merită, credeți că să aruncăm cu mormane de bani pe niște mizerii de astfel de meciuri? Nu, fraților. Tocmai de asta am zis că în următoarele 3 zile am ridicat puțin cota finală de pe bilete, am scăzut puțin miza, dar poate că așa, cu mai puțină presiune, lucrurile vor merge mai bine. Apropo de Nadal și de Zverev, haideți că vreau să vă arăt totuși ceva. Am văzut că marți seara era o pleadă și o corecție de înjurături, cum rar mi-a fost dat să văd în comunitatea Doru Crăciun, toate plecând, bineînțeles, către Alcaraz și către Djokovic. Dar să știți că am avut un parior mult mai inspirat și mai inteligent, un antreprenor, îmi cer scuze. Este vorba de Alexandru Dobra, care s-a dus așa, a jucat la Zverev cu Alcaraz, victorie Zverev și peste 36,5 game-uri și dincolo victorie Nadal și peste 37,5 game-uri. A avut cotă 7, cotă 5, 42 și acest stimat antreprenor a făcut o investiție de 600 de lei pe o cotă finală 41 și atenție, a câștigat 25.000 și 40 de euro. După ce a ieșit Zverev cu Alcaraz 2-0, 2-1 și apoi în tiebreak, când probabil a strâns din toate organele, și-a mutat acțiunea pe Djokovic cu Nadal. 1-0 la seturi, 1-1, apoi părea că meciul intră în controlul lui Djokovic, Nadal a revenit, nu degeaba e regele zgurii, și a bifat această cotă de 5-49, stimabilul antreprenor Alexandru, și iată, fraților, că sunt oameni care profită și de astfel de bombe. Eu v-am zis încă de acum câțiva ani, acest joc e pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Da? Dacă mulți dintre noi am donat pe victoria Alcaraz, Djokovic, în tot felul de combinații, iată, fraților, că se poate și așa. De asta, până la urmă, decizia trebuie să ne aparțină. Da? Banii de pe medicamente, banii pe facturi, bineînțeles, investiți în pariuri, trebuie, până la urmă, să vină după decizii luate de noi înșine. Acum că încercăm noi să vă mai ajutăm, asta e altceva. Eu vreau să vă mai întreb însă altceva. Ce ați face dumneavoastră dacă ați avea 45.000 de lei în cont? Uite, chiar vă pun o întrebare. Probabil mulți ați spune, aș pleca în vacanță, mi-aș cumpăra o mașină, cred că astea ar fi răspunsurile preferate date de antreprenorii care ne urmăresc. Dar în cazul lui Ștefan, cu 45.000 în cont, știți ce a făcut? Aia sunt felul următor. Bă, dacă totuși e finală de UEFA Champions League, Liverpool cu Real Madrid, jucată cu puțin timp în urmă, mai bine mă duc eu și pun 45.000 de lei pe Real Madrid, că ia trofeul, că oricum curentul se ducea așa ușor către orașul Beatles-ilor, da? Se ducea către Liverpool. A venit Ștefan, a intrat într-o agenție sau poate că biletul a fost jucat online. A pus 45.000 de lei, 2,40 cota ca Real Madrid să câștige trofeul și din 45.000 de lei, o sumă de asta infimă, a făcut 103.654 de lei, fraților, adică 1 miliard. Oare cum a trăit Ștefan? Bine, acum dacă te duci la domnul Nelu Țiriac și îi spune să joace 45.000 de lei, pentru el e un rest la pâine această sumă. Dar cred că pentru niște oameni sănătoși la cap, da, înseamnă foarte mulți bani 45.000 de lei. Adică
probabil și în cazul lui Ștefan, sau știe el dacă stătea pe un morman de bani, poate că nu l-au gâdilat chiar atât de tare acești bani puși pe Real Madrid să câștige trofeul. Dar totuși să arunci 45 de milioane, cât e? 9.000 de euro, da? 9.000 de euro pe Real Madrid câștigă trofeul. Oare stau și mă gândesc cum stătea după primele 25 de minute, 30 de minute din meci, că Realul nici măcar nu trecuse în jumătatea adversă de teren. Ori avea calmantele lângă el, ori berile. Da, mai contează. Ștefane, dacă ne urmărești episodul, ai suma și produsul respectelor noastre. Omule, ai grijă ce faci cu acești bănuți. Haideți să mergem mai departe. Dacă n-ai 45.000 de lei în cont, poți să ai 250 de lei în cont. Ce trebuie să faci? Intri pe pontulnostru.ro. Avem o promoție exclusivă de la lasvegas.ro. 111 rotiri gratuite, fraților, fără depunere, fără nimic, doar trebuie să vă faceți cont prin linkul nostru și aveți 111 depuneri la Sizzling Hot Deluxe, iată că am și ținut minte, celebru joc cu șepta. E pe o mână de 0,25, atenție, fiecare rotire, șeptarii, o linie de șeptari înseamnă 250 de ron. Din 111 încercări, dad, măcar o linie de struguri, o linie de cireșe și o linie de pepeni. Și tot e bun. Face o salată interesantă, fără frișcă de data aceasta. Așadar, promoție exclusivă de 111 rotiri gratuite pe pontulnostru.ro în colaborare cu Las Vegas, România. Recomandări pe joi, fraților. Nu mă întrebați de ce am jucat așa. Eu m-am uitat peste echipe. Atenea Ronaldo, titular în Spania cu Portugalia. Echipe care și-au aliniat multe garnituri de jucători care... În mod normal te-ai fi așteptat să nu-i vezi în Liga Națiunilor, dar vă spun că multe naționale au dus jucători importanți la aceste meci. O să începem așa lejer cu un set de recomandări în cote mari pentru joi și apoi o să vă arăt niște bilete absolut speciale. Spania-Portugalia între 2-4 goluri în 60. Pe lasvegas.ro această cotă eu m-aș fi dus către un 1-1, vă spun drept. Tocmai de asta l-am dat și în ambele marchează 1-96. De ce să nu joci la Spania-Portugalia, ambele marchează? 1-96, 1-1, scor final, arunci și tu 450 de milioane și pe urmă altfel vezi lucrurile, da, din Maldive. Slovenia-Suedia sub 2,5 goluri, 1-59. Cine să joace, fraților? Suedezii n-au mai câștigat în deplasare de când eu încă nu știam să-mi deschid penalul. Dar acolo la Slovenia, posibil să avem 1-0, Slovenia a primit un loc de 7 goluri marcat din penalti. L-am jucat sub 2,5 goluri sau pauză sau final X, 1,59-1,68. Avem Cehia, Elveția s-ar îndrepta către un peste 1,5 goluri la 1,43. Uite, o altă națională moartă care seamănă cu a noastră, bineînțeles, Israel joacă cu Islanda, o echipă de amatori. Am luat un X la 1,22. Nici nu știu de ce am pus eu această recomandare și această cotă pe unul dintre biletele mele, dar rotunjește câștigul. Serbia, Norvegia, pauză sau final X 1.71, bună cota. Irlanda de Nord cu Cehia sub 2,5 goluri, cotă 1.50 și avem voluntar la basket încă o dată cu Banca Transilvania Cluj. De parcă nu mi-a fost suficient că marți, seara la cota 3.44, singurul meci pe bilet. În sfertul 3 am avut vreo 50 de puncte. Ce dracu mă joacă ăștia în NBA și eu nu știu. Antrenează Silvășan vreo echipă din NBA, cum să ai mă 50 ceva de puncte într-un meci din divizia națională unde se ratează 7 libere din 40 de încercări. Iată că de data aceasta voi juca încă o dată sub 166,5 puncte, e 2-1 pentru Banca Transilvania Cluj în finala cu voluntari. Hai că poate de data aceasta nou vom avea 167 de puncte în meci. Iar pe joi, asta e căpșuna, fraților. Avem cotă 6,66, asta îi place probabil lui Neapiții, și avem și o cotă 9,35, începem cu biletul în cotă 6,66. 5 evenimente. Spania-Portugalia între 2-4 goluri, mergem pe 1-1, am zis noi. Cehia-Elveția peste 1,5 goluri, aici s-ar putea să vedem chiar un peste 2,5 goluri, mie sunt suficiente 2 goluri. Israel-Islanda, nu bate Islanda asta la Israel, 1,22, puteți să-l scoateți de pe bilă dacă se pare că e prea mică cota. Slovenia-Suedia sub 2,5 goluri, 0-0 sau 1-0 pentru Slovenia, spun eu. Și Irlanda de Nord-Cehia sub 2,5 goluri la cotă de 1,50. Așadar, cam acestea ar fi pentru joi ponturile. Irlanda de Nord joacă cu Grecia, nu cu Cehia.
sub 2,5 goluri la cotă 1,50. Așadar, pe joi seara primul bilet în cotă 6,66, apoi tot pe joi seara, dacă vezi ceva într-o senzație mult mai tare, vă dau un bilet în cotă 9,35. Fraților, 4 evenimente pe mustață alese. Haideți să vedem biletul. Joci fără prea mare presiune și fără să bagi prea adânc mâna în buzunar. Pui așa, voluntari, Ubaca în Transilvania sub 166 puncte în meci, adică maxim 166 adunate la final. Slovenia, Suedia, pauză sau final X, avem 0-0 la pauză. Spania, Portugalia, ambele marchează, ai 0-1 la pauză, 1-1 final. Și Serbia cu Norvegia, pauză sau final X, aici ai 0-1 la pauză și 1-1 final. Am jucat pauză sau final X 1.71. Și iată, fraților, că ai 1.66, 1.68, 1.96, 1.71. 4 meciuri cotă 9.35. Încercăm, fraților, și astfel de lovituri. Apoi, ce ne prezintă oferta de vineri? Păi avem așa, rămâne pe lasvegas.ro și avem un Franța-Danemarca. Peste 1.5 cornere 1.90. Dar joc, fraților, și dacă am 20 de beri băute cu ultimele puteri, tot joc minim 9 cornere în Franța-Danemarca pentru această cotă de 1.90 sau între 2-4 goluri cotă 1.58. Apoi ne ducem la un super meci, Belgia-Olanda, ambele marchează 1.70 sau gol în ambele reprize 1.73, să sperăm că nu ne spurcă cu un 0-0. Croația-Austria peste 1.5 goluri 1.4 sau peste 1.5 cornere, minim 9 lovituri de la colț, cotă 1.88. Îl avem pe Rafa Nadal cu Alexander Zverev și aici văd un meci de minim 36 de game-uri, 1.71. Greu, greu pentru Nadal va fi acest meci. Greu pentru Rafa să câștige în 3 seturi, spun eu. Avem un meci prăpădit, un Slovacia-Belarus, sub 9.5 cornere la o cotă de 1.61. Acestea ar fi niște simple recomandări pe vineri, din care, bineînțeles, am construit două bilete. O să începem cu o propunere în cotă 7.73. V-am zis, acest episod este special. Haideți să vedem biletul. 4 boabe, fraților. Franța-Danemarca, minim 9 cornere în meci, 1.90. S-ar putea să-mi arunc casa pe acest meci. Croația-Austria, peste 1.5 cornere la cotă 1.40. Belgia-Olanda, ambele marchează 1.70. Și Rafael Nadal cu Alexander Zverev, minim 36 de game-uri, cotă 1.71. O să fac și un exercițiu de imaginație. Franța-Danemarca 6-3 cornere, Croația-Austria se termină 1-1, Belgia-Olanda ambele marchează, aici avem 2-1 pentru Belgia, scor final, și Alexander Zverev cu Rafa Nadal, eu zic că bate Nadal în 5 seturi și avem vreo 48 de game-uri, ceva de genul acesta. Tot pe vineri, oameni buni, mai avem un bilet în cotă 8.27, ceva și mai interesant, din nou 4 meciuri, haideți să vedem nebunia. A Belgia-Olanda, gol în ambele reprize, se deschide scorul prin minutul 14. Apoi avem Franța-Danemarca între 2-4 goluri, la pauză este 0-1. Am jucat 2-4 goluri, cotă 1.58. Slovacia-Belarus sub 9.5 cornere, 1.61. Slovacia va avea 6 cornere, Belarus niciunul. Și Croația-Austria peste 1.5 cornere la 1.88. Croații vor avea 8 lovituri de la colț, austrieci unul singur. M-au sunat coasele de pariu, bookmakeri, și mi-au spus azi dimineață, mi-au transmis, eu doar am scris după dictare ca în clasa 1. Apoi pe sâmbătă, fraților, când e marele meci al tricolorilor, când practic România este paralizată și toată lumea se uită la naționala lui Edi Ordănescu, avem Muntenegru, fraților, România, meci de poveste, fraților, uriaș. Sub 2,5 goluri, bineînțeles, 1.56 sau un X, fraților, cotă 3.08. De ce? Pentru că jucăm cu niște desculți. Și azi, vai și amar de capul lor. Să nu credeți, Doamne ferește, că întâlnim cine știe ce național. Da, numai Giambașu și cu aia, nu știu, cu Nea Stoichiță, cu Nea Lipie aia să mai amăgesc cu așa ceva. Armenia-Irlanda sub 2,5 goluri, cotă 1.66. Italia-Germania sub 9,5 cornere, 1.65. Aici e Nutella pe pâine. Italia-Germania X pauză sau final 1.76. Finlanda-Bosnia e de jucat, fraților, sub 2,5 goluri sau sub 1,5 cornere 1.91. Dar o să avem, bă, acțiune în astfel de meciuri. Dacă degeaba cu Liga lor Națiunilor, mai bine ar fi zis, da, ține, bă, atâția bani, făceam chietele, dădeam bani și ne lăsau naibii în pace. Haideți să vedem pe sâmbătă ce am pregătit. O să începem cu biletul în cotă 6.96. 3 meciuri, fraților, de sub 2,5 goluri. Extraordinar, n-am mai jucat așa de pe vremea când învățam
teorema lui Pitagora, Muntenegru, România sub 2,5 goluri cotă 1,56, Armenia, Irlanda sub 2,5 goluri 1,66, Italia, Germania sub 9,5 cornere 1,65, Finlanda, Bosnia sub 2,5 goluri cotă 1,63. Practic în aceste meci nu trebuie să se întâmple absolut nimic. Deci absolut nimic nu trebuie să se întâmple în biletul în cotă 6,96 pe sâmbătă. Nu e tot, fraților. Dacă vreți ceva și mai tare pe sâmbătă, să aruncați 100 de lei așa rămase de la mici și grătare, care este, uite, avem un bilet în cotă 3, haideți să vă arăt, fraților, ceva demențial. Muntenegru, România, X-olist. Ai jucat în cotă 3,08, l-ai lipit de Italia, Germania, X pauză sau finala, ai 0-0 la pauză și Finlanda, Bosnia sub 8,5 cote de 1,91. Să știți că e realist biletul. Nu am mai jucat un X-olist, v-am zis, de foarte mult timp pe un bilet, dar Muntenegru, România se cam îndreaptă către o remiză albă, vai de capul lor. Italia, Germania, X la pauză, să zicem, și Finlanda, Bosnia. Ah, finlandezii 3 cornere, Bosnia și e vreo 2 maxim. Iar prăjitura, totuși prăjitura cu mult zahăr, am lăsat-o pentru finalul acestui episod. Hai, ce bilet avem pe joi, vineri și sâmbătă, cotă 16,72. O astfel de capotoberă și am făcut un tur de vis. Am plecat la Tășnad, Covasna, Sovata, Zdus, fraților. Mă relaxez de o 5-6 zile. Haideți să vedem biletul în cotă 16,72. Dar să nu ajungem pe la Techiel, Doamne ferește. Slovenia cu Suedia sub 2,5 goluri, cotă 1,59. Irlanda de Nord cu Cehia sub 2,5 goluri, 1,50. Franța-Danemarca între 2-4 goluri, 1,58. Finlanda cu Bosnia sub 2,5 goluri, 1,63. Italia-Germania sub 9,5 cornere, 1,65. Și Muntenegru, România, X pauză sau final, 1,65. O să spuneți probabil că am băut acid sulfuric în loc de cafea dimineață prezentându-vă astfel de bilete, dar v-am zis, se merită să investești bani mulți pe așa ceva? Nu. Dar este bineînțeles că doza de adrenalină trebuie să să o aruncăm în noi, așa că nu se poate altfel, nu putem să stăm pe tușe noi ca niște stimați antreprenori, dar de jucat este evident că trebuie să jucăm. Dacă îmi pică, fraților, ceva și am informații de la bookmaker care de fiecare dată ne ajută și nu văd ce mai zic și casele de pariuri și cam cum ne coordonează, cota la 2, cota 3 o să găsiți pe pontulnostru.ro. Dacă nu, bucurați-vă de aceste bilete, de aceste sugestii. Eu o să joc 100, 100, 100, 100. Dacă mi iese un bilet, totuși e ok. Orice bilet de la 2 în plus, satisfăcător de bine. Să ne revedem sănătoși, cred că săptămâna viitoare, poate pe final sau nici nu știu exact când. Luăm și noi o scurtă pauză, dar nu de bere de data aceasta. Până data viitoare, suma tuturor respectelor și pariați responsabil. Această emisiune este sponsorizată de LasVegas.ro.